Investiții importante au loc la Spitalul de Psihiatrie Cronici din Schitu Greci. Conducerea unității a demarat mai multe proiecte pentru modernizarea și extinderea spitalului, dar și pentru a îmbunătăți actul medical și confortul pacienților. În prezent se lucrează la o parcare după ce au fost finalizate lucrările la curtea spitalului. Spațiul generos din interior a căpătat o nouă față după ce au fost plantați mai mulți arbori și au fost amplasate foișoare, unde pacienții pot sta la umbră sau pot să joace cărți, table ori să se relaxeze. De asemenea, a fost construită o nouă cale de acces pentru pacienți către curtea spitalului. Recent a fost schimbată rețeaua de apă, care, din cauza vechimii, afecta calitatea acesteia. Am înlocuit toată rețeaua exterioară de apă a spitalului pentru că aceasta era veche, executată undeva în anii 50-60 și eram în situația în care de fiecare dată probele de apă nu ne ieșeau bune. Stația de clorinare automată este la bazine sus, dar având în vedere că rețeaua de apă era una foarte veche, calitatea apei la robinet devenise una îndoielnică. Am primit și în această situație sprijin de la Consiliul Județean, s-au alocat banii necesari și a fost înlocuită integral rețeaua exterioară de apă a spitalului. O investiție importantă a fost și achiziționarea unui nou generator și a unui post trafo pentru ca spitalul să nu mai rămână fără energie electrică atunci când sunt avarii. La momentul când a fost instalat generatorul vechi, undeva la nivelul anului 2007-2008, nu mai știu exact, încălzirea în spital se făcea cu combustibil fosil, cu lemne și sobe. În anul 2009 a fost înlocuită soluția de încălzire, s-au montat centrale electrice, însă generatorul era dimensionat doar pentru consumul la rețea, astfel încât atunci când existau momente de pană de curent, generatorul nu putea să ducă și centralele. Rămâneați practic fără căldură? Fără căldură. Curent era la prize, dar fără căldură. Evident că era o situație periculoasă, au fost momente când au fost peste 24 de ore curentul întrerupt, în special în perioadele de iarnă, când sunt situații deosebite, astfel încât am gândit înlocuirea acestui generator și montarea unui post trafo de putere mai mare. Iar investițiile continuă la Spitalul Schitu Greci. Urmează să înceapă lucrările la pavilionul de gerontopsihiatrie. Va fi construită aici o nouă clădire în care vor funcționa două noi secții medicale, una pentru bătrânii cu probleme psihice, iar cealaltă pentru tratarea persoanelor dependente de alcool și droguri. Proiectul are ca termen de execuție 3 ani. Valoarea se ridică la 44 de miliarde de lei vechi, sumă ce va fi alocată etapizat în următorii ani de Consiliul Județean Olt.